Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum vă anunțasem anterior, pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre pensii, despre indexarea de la 1 aprilie și tot ce ține de acest domeniu. Trebuia să ne onoreze cu prezența Vladimir Odnostalcu, deputat PSRM, însă cu părere de rău, domnia sa este prins în anumite activități și nu a putut da curs invitației noastre. Din acest considerent am găsit-o oportun, reieșind din evenimentele ce s-au desfășurat pe parcursul zilei de astăzi, de a schimba tema discuției pentru ediția curentă. Din acest considerent, astăzi vom încerca să discutăm despre prețurile la energie electrică care astăzi, potrivit ANRE, a existat o decizie de majorare a lor, împreună cu Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Și în același timp vă anunț că din clipă în clipă trebuie să alături aceste discuții și Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC. Deci, domnule Ungureanu, haideți să explicăm telespectatorilor noștri. Astăzi ANRE a decis, vom plăti 1,99 lei de bani pentru un kilowatt-oră. Haideți să vedem, această scumpire este justificată? Unde sunt explicațiile pe care fiecare dintre noi ne le dorim atunci când auzim despre o nouă majorare? Da, astăzi, după cum știți, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a inițiat dezbateri publice în cadrul cărora a prezentat cerința din partea furnizorului, din partea Gaz Natural Fenosa, furnizarea energiei, pentru majorarea costului la energie electrică livrat către consumatori. Dezbaterile au avut loc, au fost prezentate argumentele pro și contra și până la urmă s-a decis o majorare a tarifului, nu atât cât cerea furnizorul. Furnizorul a cerut cu 12,5% o mărire, iată că mărirea a avut loc de circa 3,5%, asta până la, de la 1,92 lei la 1,99 lei. Acest tarif este unul care l-a acceptat Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, reieșind din acele calcule care le-au făcut dumnealor. Domnule Ungureanu, există transparență? Aici trebuie să înțelegem. Da. Despre transparență ni s-a spus agenția că au încercat, deci sau a realizat această dezbatere publică în conformitate cu cerințele legislației, deci au anunțat-o cu aproape 2 săptămâni, deci mai avea, dar bine, putem trece cu vedere această mică încălcare, deci a transparenței. Ceea ce nu este chiar bine și nu este transparent în privința modului de calculare a acestor tarife. Iarăși, pe de o parte, furnizorul care vrea o mărire de tarif pentru că o parte din cheltuielile, o parte din devierile financiare care le-au înregistrat ei nu au fost incluse. Deci, în practic, iarăși furnizorul vine cu ideea și spune că lucrează în pierdere. Iar pe de altă parte, Agenția Națională de Reglementare Energetică are de multe ori aceste abateri de la regulament și nu acționează conform regulamentului cum trebuie să fie tarifele în conformitate cu legislația, conform metodologiei. Deci, despre o transparență în decizia aceasta putem vorbi doar parțial. Parțial s-a consultat, dar oricum știți ca în acel anecdot, deci voi vă consultați, dar noi vom decide. Deci decizia iarăși le-a aparținut și nu a ținut întotdeauna cont de metodologie și strict legislația care este. Vom plăti mai mult și pentru căldură. E așa? Da. Deci tot astăzi a fost luată decizia de a majora tariful pentru energia termică livrată de Termocom, de Termoelectrica astăzi. Deci această majorare de tarif a avut loc cu circa 6% și noi vom plăti, deci tariful la energia termică pentru locuitorii municipiului Chișinău care sunt racordați la Termoelectrica va fi de 1122 lei per gigacalorie. Este o decizie care iarăși a venit din partea furnizorului, furnizorul, adică în urma unei cerințe a furnizorului, furnizorul iarăși a rămas un pic nemulțumit pentru că nu au fost incluse toate devierile și nu a fost mărit tariful la nivelul care se aștepta acel furnizor și iată că până la urmă s-a decis totuși o mărire. Măririle acestea vin foarte treptat, foarte încetișor, parcă agenția vrea să le să facă, cum spune, economic viabilă situația atât pentru furnizori cât și pentru consumatori, dar
Aici, iarăși, trebuie să vedem cât de bine pot achita oamenii aceste lucruri și cât de bine le vine această scumpire. Domnule Ungureanu, ați utilizat o noțiune de la care vreau să plec atunci când voi formula următoarea întrebare. Viabil. Cât de viabil este acest lucru în contextul în care pensia minimă în țara noastră constituie 950 de lei? Cel puțin aceste date le-am găsit eu. Cum se încadrează noile modificări la prețuri raportate la veniturile oamenilor? Aș vrea să vă spun poate chiar încă o informație mai, da, că pensia este și mai mică chiar. Sunt pensii de 120 de lei, sunt pensii de 130 de lei, deci care recent au fost și reportaje la televiziune ale persoanelor, da, care au lucrat toată viața. Nu putem spune despre persoane care au stat degeaba. Deci o persoană care au lucrat în cadrul statelor precedente, hai așa spunem, în cadrul Republicii Moldova, când era în partea Uniunii Sovietice, deci în colhozuri, în sovhozuri, deci, dar documentele nu erau în formă electronică, nu erau într-o anumită manieră și deci din anumite cauze s-au pierdut și iată că oamenii ăștia au rămas fără pensii. Deci asta este prima latură a acestei întrebări. O altă latură, ceea ce ține deci, de pensia medie și cum noi putem să mărim, este anume că nu poate să-și achite acum o persoană care are o pensie chiar și de această minimă sau medie care este în Republica Moldova, să-și achite toate comunalele, deci plățile comunale, plus să mai aibă bani pentru a trăi, pentru a-și cumpăra medicamente, pentru că sunt persoane în etate și au nevoie de o oarecare îngrijire. Deci lucrurile astea trebuie să trezească îngrijorare. Domnule Ungureanu, haideți să luăm o mică pauză, după aceea revenim în studioul la discuție. Vara vine cu o nouă ofertă de la clubul de fitness Alexia. Doar până la 25 martie poți cumpăra abonamentul Evening 20+, pe 9 luni, doar cu 212 euro. Fii în formă maximă cu Alexia. Sună la 549-333. Региональная лига КВН Молдова приглашает на первую 1/8 финала сезона 2017 года. 1 апреля в 18:00 Дворец культуры Железнодорожников. В борьбу вступают команды «Возраст есть», «Андерграунд», «Маленькая страна», «Особое мнение», «Ласкангаз», «Перегруз». Билеты по телефону 0788-64648. Вся информация на сайте kvn.md. Multora nu le place că noi spunem lucrurilor pe nume. De fapt, argumentele sunt atuul nostru forte. Argumente-i fapte, veridic și important. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Stimații telespectatori, am revenit în studioul la discuție. Între timp ni s-a alăturat și Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, doamna Ambros. Bună seara și bine v-am găsit. Haideți să discutăm despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Mă refer la aceste audieri în ceea ce privește reformarea administrației publice și serviciile publice. Chiar și în acest proiect care a fost astăzi supus discuției, este o idee destul de interesantă, de la care vreau să începem să analizăm. Este vorba de restructurarea administrației publice centrale și se face referință nemijlocit la primăria municipiului Chișinău, care trebuia să fie reorganizată acum 20 de ani și lucrul ăsta întârzie să se apară. Haideți să explicăm telespectatorilor ce presupune proiectul, care a fost scopul lui și ce constă de fapt până la urmă. Inițial, inițial aș vrea să fac o cronologie a ceea ce înseamnă inițierea și implementarea reformei instituționale la nivelul municipiului Chișinău. Ea, de fapt, începe în 2008, când a fost efectuată o analiză a problemelor care țin de deci, gestiunea cadrului instituțional și a resurselor umane în primăria municipiului Chișinău, inclusiv în subdiviziunile subordonate CMC, în întreprinderilor municipale, a societăților pe acțiuni. Analiza, de fapt, a generat necesitatea elaborării unui plan de reforme instituționale. Deci, la nivelul municipiului Chișinău, deja acțiune produsă în 2009,
Și respectiv, din 2010 au început intențiile de promovare acestor documente, să zic eu, atât tactice cât și strategice, pentru reforma instituțională și perfecționarea a tot ceea ce înseamnă gestiunea resurse umane la nivelul municipalității. Astăzi v-ați referit și la aprobarea ilegală a statelor de personal al aparatului primăriei. Care sunt carențele aici? În ce constă de fapt? Aici, în cronologia pe care v-am dat-o inițial, da? Nu v-am spus că pe parcursul acestei perioade de la elaborarea planului de reforme și până a ajuns să fie discutată la nivel de deliberativ, adică la nivel de CMC, au fost înregistrate unele modificări, chiar și au fost aprobate unele acte normative cu impact asupra gestiunii cadrului instituțional și a resurselor umane. Și mă refer aici la legea 155 din 21.07.2011 cu privire la aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice. Deci evident că nu s-a reușit ca acest document să fie racordat la unele modificări de lege sau la apariția unor noi prevederi prin aprobarea unor acte legislative și evident încercând să fie implementat anume planul așa cum el a fost elaborat în 2009, au fost unele devieri de la normele legale. Cu atât mai mult că fenomenul conflictului dintre executiv și deliberativ, el nu este din vara anului 2015, de când au venit socialiștii în CMC. Deci el a persistat de când primarul general Dorin Chirtoacă și-a preluat primul mandat. Deci nu întotdeauna a avut susținerea respectivă din partea CMC și el a încercat iarăși cu devieri de la normele legale, totuși să pună în aplicare acest plan al reformei instituționale cu emiterea unei dispoziții în acest sens. Deci asta s-a produs în decembrie 2012, dacă nu mă înșel. Deci este și în acest sens și o dispoziție a primarului general 533DC din 6 decembrie 2012, dispoziție care ulterior de fapt a fost atacată de către Cancelarea de Stat și trecută prin toate instanțele de la Judecătoria Centru până la Curtea Supremă. Evident, primarul general a pierdut în fața Cancelarei de Stat. Și iată, anume la aceste abateri de la normele legale m-am referit azi, pentru că aprobând o organigramă fără să fie dezbătută și pusă în discuție în cadrul CMC, prin evitarea deciziei CMC, este o încălcare suficient de gravă atunci când deja urmează să aloci resurse financiare pentru acoperirea fondului de salarizare pentru unitățile prevăzute în respectiva organigramă. Cam în lanț încălcările s-au produs de la aprobarea organigramei și până la valorificarea surselor financiare. Domnule Ungureanu, doamna Ambros vorbea ceva mai devreme despre reforma instituțională. Reieșind din prisma economică pe care o reprezentați, vreau să vă întreb cum se vede această instituție și cât de transparentă, pentru că insistam asupra acestui termen și un pic mai devreme, pentru că fiecare dintre noi, cu atât mai mult în secolul 21, în fiecare instituție publică ne dorim transparență, pentru că ea există din banii contribuabililor și ar fi firesc fiecare dintre noi afirmă. Cum să vă spun, la capitolul transparență decizională, în cadrul primăriei Chișinău, lucrurile nu stau deloc bine, chiar pot să spun stau prost la multe capitole.
în special în ceea ce privește gestionarea anumitor fonduri, anumitor surse care pot aduce bani, de exemplu vânzarea terenurilor, concesionarea acestora, cum au loc construcțiile acestea ilegale. Deci, practic, la toate capitolele unde se poate extrage bani, acolo se fac încălcări de acest tip. Haideți să ne uităm ca un exemplu simplu, chiar însăși sediul Partidului Liberal, care este un monument istoric care a fost preluat abuziv și este dat în arendă cu 2 sau 3 lei metru pătrat pe an, pe când asta e imposibil în centrul al Chișinăului să se petreacă asemenea lucru. Deci, iată, doar ca un alte exemple sunt cele care vizează construcțiile noi care apar, care din cauza inexistenței acestei transparențe, deci haideți să vedem, deci vreau să vă spun că această transparență până la urmă se reflectă și într-o sumă bănească, pentru că în loc bugetul țării, bugetul municipal să obțină acele sume, acei bani care sunt necesari cu adevărat din urma unei concesionări de teren sau în urma unei construcții noi care apare, iată că se decide un pic altfel, cineva dă acești bani pe sub masă, ca să nu spunem altfel, deci îi dă în formă de mită anumitor organe de decizie din cadrul primăriei și în special din aparatul primarului și se decide foarte repede alocarea acestor terenuri foarte bine, fără nicio problemă. Clar că oamenii protestează, apar foarte mulți oameni care nu doresc să vadă aceasta, dar totul se trece și se instalează bine, mersi. Ieri, spre exemplu, doamna Ceban spunea că există o birocrație la nivelul administrației publice locale. E așa? Pentru că ne aducea exemplu atunci când nu funcționează programa, când nu este persoana la serviciu, când și șirul ăsta ar putea continua. Păi există și o asemenea lucru, pentru că birocrația, inclusiv din cauza anumitor greșeli în organigramă, deci s-au introdus foarte multe funcții care pur și simplu spuse ca să stea degeaba și doar ca să mănânce banii publici, deci, sau să încurce oamenilor, deci sunt o serie întreagă de lucruri care trebuie să corectate. În special, dacă ne referim primăria Chișinăului, municipiul Chișinău este, așa să spunem, motorul economic de bază al Republicii, pentru că așa s-a ajuns. Nu mai avem economie în alte părți, au fost ruinate practic toate întreprinderile care mai erau în afară. Deci unicul a mai rămas aici în Chișinău, unde se mai mișcă ceva, se mai face. Și atât, anume aici trebuia să fie exploatat cu un management bine pus la punct, un management foarte corect și atunci aceste sume de bani se aveau să fie la beneficiul întregii țări, dar deoarece nu există o asemenea management calitativ, iată avem ce avem. Doamna Ambros, ați invocat ceva mai devreme dimensiunea aspectului istoric a problemei. Haideți să explicăm telespectatorilor, în 2008, dacă nu mă înșeală memoria, a fost efectuată, hai să zic, o cercetare, o analiză de către colegii noștri letoni pe marginea modului în care funcționează primăria și structurile acesteia. Știu că s-a soldat cu o serie de recomandări. Ce a urmat? A urmat, cum spuneam, elaborarea planului de reformă instituțională, dar din păcate el nu a fost pus în aplicare pentru că nu s-au acceptat deci aceste reforme parțial de către primar, parțial de către Consiliul Municipal. Deci fiecare vedea în viziunea proprie calea de aplicare și de implementare acestei reforme. Adevărul este că reforma trebuia înfăptuită în timp foarte scurt și rațional pentru ca aceasta să aducă rezultate, așa cum se practică, cum s-a practicat de fapt și în Letonia, pentru că se intenționa să fie preluată o bună, deci, experiență de acolo. Dar, deci, din păcate, nu s-a produs. Reforma instituțională trebuia să aducă, deci, mai multe efecte pozitive. Ne referim și la valorificarea potențialului economic și la eficientizarea gestiunii bugetare și la aplicarea unor deci tehnici și strategii privind bugetarea bazată pe programe, bugetarea bazată pe performanțe.
trebuia să fie reformate și întreprinderile, trebuia să fie reformate și anumite domenii, să zic eu, care au suportat mari schimbări de la începutul anilor 90 încoace. Ne referim și la domeniul de gestiune a fondului locativ și aspectele ce țin de privatizarea și înstrăinarea bunurilor proprietate publică și la aspectele ce țin de urbanism, arhitectură și relații funciare. Deci toate acestea nu s-au produs. Plus la asta, acum am ajuns în situația când se pune la discuție deci cu scopul implementării acestei reforme se pune la discuție doar lichidarea două entități, ceea ce nu este chiar corect. Mă refer că ar fi fost cazul poate să fie într-un fel și ele reformate, să fie restructurate, să fie introduse noi responsabilități, având în vedere tendințele deci, de dezvoltare regională, schimbările care se produc reieșind din problemele globale. Iată, mă refer, de exemplu, la entitatea socioecologică, deci politicile de mediu care deci, persistă practic peste tot, care necesită maximă implicare. Deci ele rămân întotdeauna nesoluționate și chiar vedem și problemele la deci de nivel tactic, iată cum sunt defrișările în favoarea unor agenți economici sau persoane fizice. Deci simțim un nivel de implicare foarte redus din partea acestei entități și în loc să fie reformată, deci responsabilizată, să fie incluse noi cerințe față de funcționalitatea acestei instituții, să zic eu, sau subdiviziuni. Deci se pune problema lichidării acesteia pe când de fapt în lume problemele de mediu, politicile de mediu sunt prioritare. Deci sunt prioritare, mai ales că prin aceste politici administrațiile publice locale și centrale văd de multe ori atragerea unor surse, a unor investiții. La noi se procedează cumva invers. Domnule Ungureanu, vorbea antevorbitoarea despre direcția socioecologică și direcția agricultură și alimentație. Cel puțin din câte am reușit să mă documentez aici, am găsit unele cifre care în viziunea mea sunt strigătoare la cer. Spre exemplu, direcția socioecologică timp de un an a dat răspuns la 12 petiții venite de la cetățeni. Întrebarea este una simplă. Pentru aceasta există o direcție pentru a comunica timp de 12 luni cu 12 cetățeni? Da, păi iată, observăm o disfuncție în însăși funcționalitatea primăriei, cum lucrează aceasta, cum lucrează fiecare din aceste departamente și pentru ce ele sunt create. Deci s-a preluat, așa spunem, partea cea mai proastă din vechiul sistem, în care existau poate anumite entități care nu funcționau, s-au mai creat și altele care iarăși nefuncționale și nu s-a pus accent pe eficientizarea celor elemente care există și care nu ar trebui să fie doar funcția sa în a răspunde la 12 petiții în an. Deci asta este o prostie totală, dacă să nu spunem cu cheltuirea banilor publici. Deci banii pentru aceste lucruri trebuie să altfel direcționați. Deci dacă nu se știe care sunt funcțiile, trebuia să se cheme, nu știu, să ia experți din mediul academic, din experți din societatea civilă, de ce nu, care au de asemenea posibilități și ar putea să ajute. Niciodată nu am văzut să se ceară ajutorul societății civile, niciodată nu am văzut se ceară ajutorul experților decât doar cei care sunt foarte loiali de anumitui partid care este la conducerea primăriei. Deci lucrurile acestea trebuie să oprite și să nu mai avem mai departe așa situații, deoarece anume din această cauză și vedem o degradare a infrastructurii, vedem o degradare a
clădirilor, a ceea ce însemna centrul istoric al municipiului Chișinău. Deci astăzi suntem în situația în care a plouat cu bani peste municipiul Chișinău, dar toți acești bani au fost furați, duși, nu știu unde, ascunși de persoane. Domnule Ungureanu, cu permisiunea dumneavoastră o să dau citire. Infrastructura pe an ce trece, costurile de menținere a infrastructurii rutiere se majorează, reabilitarea acesteia fiind estimată la 6 miliarde de lei. Fiecare dintre telespectatori acum se va întreba, noi, mă refer la șoferi, atunci când achităm anumite taxe, logic ar fi ca să se regăsească pentru întreținerea drumurilor, să putem ca să cerem anumită calitate, de ce ajungem la un paradox? Prețurile cresc, amenziile, apropo, ca să vorbim și de 6 miliarde de lei. După aceea vom auzi și punctul de vedere a doamnei Ambros. Deci, situația este paradoxală. Dacă să verificăm cât s-a investit în aceste drumuri, în infrastructura rutieră, pe fiecare kilometru de stradă, de autostradă mare, deci observăm că în Republica Moldova aceste costuri specifice per kilometru sau per unitate este de 4,5 ori mai mari decât în țări similare, deci decât în țările alte situații. Vecine, deci în țările vecine. Deci, spre exemplu, decât în Bratislava, cu aceeași lungime, eu am comparat. Deci era de 3,8 ori mai mare în Republica Moldova. Decât în România, iarăși, spunem, de câteva ori mai mare. Și nu mai zic de alte. Deci se face mai bani, cineva face foarte bani grei pe tema aceasta și nu se face nimic calitate, pentru că observăm că drumurile sunt proaste, sunt străzi care ți-e teamă să mergi și pe jos, nu doar cu mașina, că îți fărâmi automobilul. Deci lucrurile astea, evident că sunt făcute cu anumite scheme de corupție, lucrurile astea, evident, nu sunt controlate și cel mai rău este că și cei care finanțează uneori aceste lucruri din exterior nu au instrumente suficiente pentru a verifica aceasta și ajungem în fața partenerilor noștri care ne văd că noi asimilăm anumite sume de bani, iar în îmbunătățiri nu se fac nimic. Deci ar trebui să se trezească întrebări foarte serioase la adresa primăriei, la adresa celor care gestionează, deoarece deci noi consumăm mai mult, avem costuri mai mari, dar avem drumurile cele mai proaste. Deci cum rezolvăm acest paradox? Haideți să pornim de aici. Drumuri proaste, taxe mari. Eu aș vrea inițial să mă axez pe domeniul investițional în ceea ce privește infrastructura drumurilor. Din 6 proiecte implementate pentru reabilitarea străzilor în municipiul Chișinău, de fapt, nu sunt implementate până la capăt. După cum vedem, străzile centrale ale orașului încă sunt în proces să fie reabilitate. Doar strada Duminiuc a fost, să zic, dată în exploatare fără a schimba, a modifica contractul inițial de achiziții publice la efectuarea lucrărilor în acest sens. Doar strada Duminiuc. Toate proiectele de reabilitare a drumurilor, de contractele cărora, deci erau estimate la zeci de milioane de lei, au suportat modificări. La ele au fost deci încheiate alte acorduri adiționale cu majorări de sume exorbitante. Iată, pot să vă dau exemplu strada Alecu Rousseau. Contractul inițial, valoarea contractului inițial era în jurul de 75 milioane lei. Acordul adițional, cu încălcarea chiar a normelor legii cu privire la achizițiile publice, a fost majorat cu circa 21 de milioane de lei prin acord adițional. Deci lipsă de transparență totală la reabilitarea străzilor, la suportarea acelor cheltuieli sau la, să zic, la investițiile de zeci de milioane de lei, care majoritatea sunt efectuate din împrumuturi. Cu referință la taxe. Da, pe de o parte, beneficiarii au dreptul, reieșind din taxele destul de majorate și la o putere de cumpărare atât de mică, au dreptul la drumuri bune, la drumuri de calitate. Dar sperăm că odată cu modificarea
legii fondurilor drumurilor, deci municipalitatea să obțină și de la nivel central careva alocări de defalcări, cu ajutorul cărora să fie, deci, îmbunătățită semnificativ infrastructura de drumuri a orașului. Pentru că această povară pe care municipalitatea și-a preluat-o pentru reabilitarea unor străzi și practic 90% din împrumuturi, este o povară enormă pentru următorii 5, 7, chiar 10 ani. Aș spune eu o decizie așa un pic irațională, dar situația, deci drepturile anume beneficiarilor, deținătorilor de mijloace de transport au fost prioritare, pentru că într-adevăr nemulțumirea că uite achităm taxe, dar drumurile sunt de o calitate tot mai proastă, deci evident au generat decizia acestor preluări, acestor investiții și deci utilizării lor în favoarea infrastructurii drumurilor. Cu toate că municipalitatea a avut poate probleme mult mai grave decât astea. Domnule Ungureanu, haideți să revenim la potențialul economic al municipiului și experții zic că este unul nevalorificat, creșterea economică redusă, capacitatea scăzută de colectare a taxelor și aceste caracteristici, cu părere de rău, ar putea continua. Întrebarea se axează anume pe aceste caracteristici. De ce se întâmplă așa? De ce nu avem valorificat până la urmă capacitatea de colectare a taxelor? De ce nu vorbim de o majorare a mijloacelor adunate și așa mai departe. Iarăși revenim la acea lipsă de transparență, revenim la lacune în legislație de care se folosește municipalitatea și... Avem și un deficit bugetar, apropo, ca să... Și iarăși acesta nu a fost aprobat în timp, nu a fost prezentat în timp, este o ilegalitate să ajungi în luna martie și să nu ai încă un buget bine stabilit și aprobat și pus la punct, deci a căror dezbateri se începe abia acum, recent, și iarăși și acestea cu încălcări. Deci niciun investitor, dacă să spunem așa, serios, nu va veni într-o entitate, într-un oraș, undeva unde nu are stabilitate, unde nu observă că se respectă legea, că legea este pusă în capul mesei și că acele investiții sau acele schimbări care le va face el vor fi cumva protejate, cel puțin la nivel legal. Deci iată din această cauză și noi nu putem să obținem. De ce iarăși infrastructura noastră degradează, doar ca să completez ceea ce a spus? Da. Noi avem foarte deseori pus în practică o schemă foarte dubioasă, dar care cât de simplă, cu atât de funcțională este. Deci se face un tender în care vin și uneori agenții economici care sunt de bună credință, vor să prezinte o ofertă foarte bună, dar se alege oferta cu prețul cel mai mic și de obicei sunt acele companii, acele agenții economici care sunt cunoscuți cu cineva din municipalitate și aceia câștigă. Iată, spre exemplu, cum reparația unei străzi, ca Alecu Rusu sau altele, deci care, sau Vasile Alexandrii, care este un dezastru astăzi, să vedem. Deci se ia acest tender, după care, după un anumit timp, se mărește suma, se mărește o dată, două ori, trei ori, deci și municipalitatea, municipiul încheie iarăși contraș. Deci, dacă să revenim la condițiile inițiale, observăm că această ofertă, care până la urmă se face și la niște lucrări de calitate foarte proastă, este și cea mai scumpă. Deci, iată cum se duc banii. Deci, făcând niște lucrări de cea mai proastă calitate, avem și cele mai scumpe lucrări, iar diferența de bani care se face se ia sigur că în buzunarul cuiva și sigur că se împarte cu cineva. Deci, în această cauză, nu vom avea posibilitatea să prosperăm economic, să vedem, pentru că sigur că se va lua, se va percepe taxe, se va fi o creștere economică acolo unde există și o infrastructură de calitate. Iar când avem o infrastructură, nu doar rutieră, dar să ne uităm ce se întâmplă cu gunoiul din oraș, autosalubritatea, care are probleme foarte mari și acum, credeți-mă că vor exploda problemele acestea când vedem că o gunoiește, nu primește, altă gunoiește, nu primește, pentru că oamenii... Încălzirea vremei tot va fi și iarăși, da, odată cu încălzirea vremei ne așteaptă și poate și un focar de infecții, care, Doamne ferește, dar este posibil și iarăși nu știm cum se va comporta în acest caz municipalitatea. Deci și din cauza instabilității acestei economice și politice care există. Domnul Ambros, da, rămânem pe aceeași dimensiune. Aș face o completare. Spuneți. În privința bugetului municipal.
Să știți că practica demonstrează că primarului general îi convine să nu fie aprobat bugetul la timp. Și care este cauza? Deci el își impune statutul lui de principal ordonator de credite, așa cum prevede legislația, și valorifică sursele după bunul sau plac. Dacă e să luăm chiar și executarea bugetului pentru 2016, avem peste 35 dispoziții. Chiar dacă bugetul a fost aprobat cu întârziere, la mijloc de an bugetar, deci sunt peste 35 de dispoziții cu referință la operarea de modificări în bugetul aprobat. De la articol la cheltuieli la altul. Puține dispoziții cu referință la modificarea doar a destinației care rămân pe același articol de cheltuieli. Deci, fapt care, și dacă dăm deci cadrele în anii precedenți, e același lucru de când domnul primar a prins acest fir că poate să valorifice sursele bugetare în baza unui buget provizoriu prin emiterea unei dispoziții. Și e foarte bine. Deci anul trecut erau foarte multe controverse chiar și cu conducerea Direcției Generale Finanțe. Direcția Generală Finanțe învinuia Consiliul Municipal pentru întârzieri de aprobare, dar de fapt ei erau cei care tărăgănau intenționat. Deci intenționat punerea, să zic, la dispoziția Comisiei Buget Finanțe spre analiză a bugetului în lectura a doua. Și întârzierile s-au datorat inclusiv și intenției de a valorifica sursele, cum spuneți dumneavoastră, după bunul plac, din partea executivului, din partea primarului general, din partea Direcției Generale Finanțe. S-a venit la mijloc de an cu bugetul în lectura a doua și s-a pus Consiliul Municipal deci înaintea faptului că deja jumătate din sursele respective au fost deci valorificate. În modul în care a fost valorificat la decizia executivului. Deci s-a pus Consiliul Municipal problema în față că deja nu mai puteți colecta taxe așa cum le aprobați acum în iunie, la mijloc de an, dar așa cum au fost ele în 2013. Deci evident aici nu doar CMC își poartă vina, deci în mare parte totul depinde de modul în care se insistă din partea executivului, pentru că fracțiunea PSRM, pe care o reprezint aici în cadrul emisiunii, a insistat încă din luna octombrie, deci prin interpelări în scris, și a solicitat bugetul în prima lectură spre examinare în comisiile de profil și cu eventual promovarea lui în CMC numai târziu de 15 decembrie, așa cum prevede legislația privind procesul bugetar și disciplina bugetar-fiscală. Din păcate, aceste norme sunt perpetu, deci încălcate de executivul primăriei. Domnule Ungureanu, pe final de emisiune vreau să vă întreb un aspect. Dacă lucrul ăsta ar fi avut loc, nu știu, într-o localitate rurală de la o extremitate a țării, probabil nu ar fi discutat atât de larg. Mă refer la faptul că lipsește interconectarea bazelor de date, ce ar permite schimbul de informații în regim online. Cum e posibil primăria capitalei să ducă lipsă de o bază de date
Este clar că acest lucru se face în mod intenționat. Intenționat nu se realizează această bază de date, nu se, dacă se realizează, nu există acces. Dacă există acces, apoi funcționează anormal. Deci, deci sunt o serie întreagă de lucruri, de clișee mici care pot fi introduse ca să tergiversăm un pic din transparența decizională, ca oamenii să nu știe totul ce și unde este, pentru că aceasta sigur că încurcă sau pune peste cap anumite scheme care sunt puse la cale de către primărie. Iată, observăm că neaprobarea bugetului sau chiar și aprobarea acestui, dar executarea sa după bunul plac, pentru că fiecare din liniile bugetare pot fi schimbate, pot fi ajustate, pot fi, nu știu, modificate la bunul plac al primarului. Deci, atunci, pentru ce întreg acest lucru? De ce mai facem acest circ cu discuția fiecărui plan bugetar și așa mai departe? Deci, observăm că lucrurile merg prost, nici nu se dorește ca acestea să se fie îmbunătățite, ca să meargă un pic mai bine. Scurt, doamna Ambros, 30 secunde ne spune regia, mai avem la dispoziție, de ce nu avem această bază de date? Ziceam, dacă ar fi într-o localitate rurală, poate nu ne-am mira. Să știți că controlul strict al informațiilor aduce întotdeauna eficiență. Probabil că nu se vrea ca în rezultat să avem eficiența gestiunii resurselor, tuturor resurselor, și financiare, și patrimoniale, chiar și resursa informațională în sine. Deci evitarea utilizării, implementării unor sisteme IT și racordării acestora cu sistemele la nivel central și regional, deci este o, să zic eu, o intenție pentru a evita unele rezultate de eficiență în favoarea municipalității. Doamna Ambros, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, spre exemplu, să discutăm despre buget mult mai amănunțit, să vedem sumele de bani unde au fost alocate și dacă continuă aceste nereguli. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. În numele întregii echipe, vă mulțumesc și vă doresc o seară bună alături de noi.